Bună, prieteni! Doresc să citesc din cartea lui Dumitru Ioan Branc, Trezirea spirituală și vindecarea totală, noua energie. Ce presupune aceasta? Noua energie presupune să fim lăsați conduși de divinitate și să lăsăm vechea energie să plece. Vechea energie presupune energia în dualitate. Noi am trăit pe principii duale, adevărat fals, întuneric lumină, slab puternic, deci tot ce înseamnă dualitate trebuie eliminat. Și să nu mai fim în minciună, pentru că minciuna ne duce în situația de ignoranță totală și vechea energie mai presupune și ego. Am să citesc de la pagina 45, după care voi enumera eliberările. Tot ce trebuie să facem noi, trebuie să ne eliberăm de tot ce a presupus și presupune încă vechea energie. Citez. Este necesar ca fiecare dintre noi să se lumineze și să se descătușeze, să se elibereze, să conștientizeze adevărata valoare, aceea de ființă umană liberă, independentă, care trăiește în demnitate și prestanță și nu în hipnoză și manipulare ordinară, în stres și sărăcie perpetuă. Nu este corect să ne ignorăm valoarea, ci este necesar să conștientizăm tot ce este malefic în jurul nostru, să lepădăm de la noi tot, dar absolut tot, ce ne împiedică să fim ceea ce cu adevărat suntem, adică îngeri umani. De sus, din cer, se dorește ca acasă să vină pe pământ, adică aici, pe pământ, să se trăiască în lumină, în pace, în iubire. De sus, se dorește ca popoarele să fie conduse de oameni la care ceea ce gândesc, ceea ce vorbesc și ceea ce fac să fie același lucru. Într-o transmisiune de sus, ni se spune că următorul președinte al Statelor Unite este posibil să fie o femeie, iar dacă va fi bărbat, de la început se va declara spiritual. Divinitatea ne vrea oameni morali, integri, echilibrați, armonizați, onești, cu demnitate și prestanță, înțelepți, să existăm în onoare, prețuire și apreciere, în respect, atât noi, toți umanii, cât și conducătorii noștri. Pentru a se îndeplini aceste deziterate ale divinității, este necesar ca oamenii să conștientizeze unde se află acum, cine sunt cu adevărat și să-i permită Hristosului să trăiască în ei. Până când umanitatea nu se va trezi, asupra ei vor exista tot felul de presiuni, tot felul de poveri. Ca exemplu, fenomene naturale ostile, inundații, cutremure, alunecări de teren, uragane, secetă, incendii, conflicte, etc. Deci, permite să fiți ajutați pentru a deveni ființe umane libere și independente, cu demnitate și prestanță, abundență și împliniri totale din toate punctele de vedere. Pentru aceasta este necesar să vă eliberați din stările vechii energii și aceste eliberări presupun plecarea, deci plecarea a tot ceea ce aparține dualității, tot ceea ce aparține de vechea energie, adică tot ce ne oprește, ne blochează să devenim o ființă liberă și independentă. Am să spun câteva din ele, poate chiar toate. Eliberez toate bolile din mine. Eliberez toate energiile înțepenite din mine. Eliberez toate energiile de care nu mai am nevoie în această viață. Eliberez toate blocajele energetice din mine. Eliberez toate regretele trecutului. Eliberez toate legăturile până la al șaptelea neam.
eliberez toate karmele de la facere și până acum. Acum se încheie ciclul karmic, nimic nu mai am de plătit. Indiferent câte vieți mai vin aici pe pământ, absolut, dar absolut nimic, niciodată nu mai am nimic de plătit. Eliberez toate suferințele și toate durerile. Eliberez toate fricile din lume, din mine. Frica de viitor, frica de sărăcie, frica de critică, frica de boală, frica de moarte, frica de pierderea ființei iubite, frica de înălțime, frica de întuneric, frica de fenomene ale naturii, ploaie, fulger, trăsnet, tunet, frica de apă, frica de nec, frica de semenii noștri, frica de oameni, de public, de aglomerație, frica de a fi prădat, furat, frica de agresiune, frica de animale, frica de organele de control, frica de autorități, frica de singurătate, frica de bătrânețe, frica de examene, frica să nu pot duce la îndeplinire sarcinile pe care le am în această viață, frica de adversari, frica de dușmani, frica că nu mă ridic la pretențiile partenerului meu din toate punctele de vedere, frica că nu sunt, nu fac și nu am ceea ce ar trebui, frica de zădărnicie, frica de energiile malefice, frica de superstiții, frica de blesteme și vrăji, frica de morți, frica de spirite, frica de cimitire, frica de a avea inițiative, frica de nou, frica de singurătate, neputință și sărăcie la bătrânețe, frica de examene ale vieții, frica de întâlniri, frica că nu sunt suficient de bun, suficient de înalt, frica de a-mi satisface partenerul din toate punctele de vedere, frica de pierdere, frica de soț sau soție, frica de pușcărie, frica că nu fac față concurenței. De asemenea, eliberez toate grijile, îngrijorările, spaimele și toate superstițiile. Eliberez toate emoțiile și toate blocajele emoționale. Eliberez toate rănile trecute și prezente. Eliberez toate angoasele, eliberez toate rezidurile, eliberez toate îndoielile, eliberez toată încăpățânarea, eliberez toate orgolile, toate lipsurile, toate blocajele, eliberez toate energiile înțepenite din mine, din toate părțile corpului meu, din cap, din creier, din dinți, din ochi, din urechi, din gât, din toate organele interne, din membrele superioare și inferioare, din piele și din toate celulele corpului meu. Eliberez toate stările de inferioritate, de victimă, de slugărnicie, de servilism, de hipnoză, de sărăcie, de neputință, de dependență. Eliberez toate energiile malefice și toate răutățile din mine. Eliberez toate atașamentele. Eliberez toate blocajele care mă opresc să am credință în divinitate, să am credință în mine, în tot ceea ce am de îndeplinit că voi îndeplini. Eliberez toate fără de legile și tot desfrul din mine, din toate punctele de vedere. Eliberez toate blestemele, toate făcăturile, toate legăturile, toate vrăjile, farmecele, toate magiile, toate înjurăturile, toate gândurile negre, toată ura, toate agresiunile care s-au făcut asupra mea, de la facere până acum, în orice loc și în orice timp, cu orice scop și de către oricine. Eliberez toate sistemele de limitare din ultimile trei reîncarnări. Eliberez toate promisiunile, toate făgăduielile, toate jurămintele și toate legămintele. Eliberez toate insuccesele, eliberez toate înșelătoriile, toate minciunile, toate umilințele. Eliberez toate viciile, eliberez toate protestele din mine. Eliberez toată gelozia și toată invidia, toate nereușitele. Eliberez toate căințele și toate judecățile de sine și de neținerile de cuvânt. Eliberez toată prostituția din mine și toate fanteziile sexuale. Eliberez toate energiile distructive, demolatoare și devastatoare ale Azura Tamu. Eliberez toate blocajele din toate punctele de vedere. Eliberez toată încătușarea. Eliberez toate dezechilibrele din toate punctele de vedere. Eliberez toate jurămintele de sărăcie pe care le-am făcut divinității de la facere până acum. Eliberez tot zbuciumul din mine. Eliberez toate conflictele din mine de la trecerea zidului de foc până acum. Eliberez toate blocajele pentru ca să mă împac cu mine însumi și cu corpul meu. Eliberez toate blocajele pentru ca să mă accept în totalitate. Eliberez toate blocajele pentru ca să accept totul,
toate persoanele și toate situațiile care îmi vin în față. Eliberez toate blocajele pentru a-mi activa total creierul și ADN-ul și a-mi crește la maxim imunitatea. Eliberez toate semințele destinului. Eliberez toate rețelele energetice vechi din viața mea. Eliberez toate blocajele pentru ca să permit corpului meu fizic să se echilibreze total din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a deveni o ființă liberă și independentă, armonioasă și echilibrată, să trăiesc în bucurie, fericire și abundență, în demnitate și prestanță, în împlinire totală. Eliberez toate relațiile nepotrivite din viața mea, cu soțul sau soția, cu copiii, cu rudele, cu părinții, cu șef sau subalterni, cu toți semenii mei. Eliberez toate legăturile de la facere până acum, cu toți pe care i-am cunoscut în această viață, chiar dacă sunt decedați. Eliberez toate nepotrivirile din viața mea. Eliberez toate obstacolele pentru a-mi accelera la maximum procesul de întinerire și a-mi reduce la minim procesul de îmbătrânire. Eliberez toate obstacolele pentru a ajunge eu însumi, înger uman. Eliberez toate teroarea din mine, din toate punctele de vedere. Eliberez toate obstacolele care mă blochează ca abundența financiară să intre în viața mea. Eliberez toate obsesiile și toate insatisfacțiile din viața mea. Eliberez toată lipsa de ofensivă, de inițiativă și de acțiune. Eliberez tot stresul. Eliberez toată lenea, comoditatea, inacțiunea, toată lipsa de vlagă și toată delăsarea. Eliberez toate blocajele care mă opresc să am o mentalitate sigură de învingător. Eliberez toate obstacole pentru ca Dumnezeul meu interior să-mi dea misiunea pe care o am de împlinit, pentru ca să lucrez cu pasiune din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru ca în viața mea să intre partenerul sau partenerea cea mai potrivită din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a-mi dezlega căsătoria și a-mi întemeia o familie. Eliberez toate blocajele pentru a da naștere la copii atâția cât îmi doresc. Eliberez toate dezechilibrele pentru a elibera kilogramele în plus pe care le am. Eliberez toate blocajele pentru a depune pe mine kilogramele care îmi lipsesc din greutatea corporală pentru a ajunge la greutatea normală după vârstă și înălțime. Eliberez toate blocajele pentru a avea o talie de vis și a fi frumoasă. Eliberez toate blocajele pentru a trăi în lux, confort și eleganță, oriunde m-aș afla. Eliberez toate blocajele pentru ca viața mea să fie o adevărată sărbătoare în fiecare clipă a vieții mele. Eliberez toate blocajele pentru a fi suveran, adică a avea independență totală, creație totală și împuternicire totală. Eliberez toate blocajele pentru a avea toate plăcerile acestei vieți. Eliberez toate limitele din mine, toate comportamentele nedemne, din toate punctele de vedere. Eliberez toate credințele vechi. Eliberez toată chelia și toate cauzele pentru care mi-a căzut părul de pe cap. Eliberez toată inconsecvența și toate nepotrivirile din mine și toate lămuririle. Eliberez toate tainele deținute de mine. Eliberez toată batjocura și toate poverile și greutățile vieții. Eliberez toate blocajele care mă țin sub orice formă în energia veche. Eliberez toate regretele trecutului. Eliberez toată lăcomia, toate exagerările și toate stingherela. Eliberez toată ticăloșia, toată nesimțirea, tot cinismul și toată nevrednicia. Eliberez toate măștile pe care le am și care mă opresc, care mă blochează să fiu cel adevărat. Eliberez toate reținerile de toate felurile, toată lipsa de ofensivă, de inițiativă și de acțiune. Eliberez toată tirania, tot sadismul și toate dorințele de a distruge, de a face rău. Eliberez toate bârfele și toată superficialitatea din mine. Eliberez toate abuzurile și toate excesele din toate punctele de vedere. Eliberez toate excesele și abuzurile de a mânca, de a bea alcool, de relații cu femeile sau cu bărbații, după caz. Eliberez toate tendințele și toate dorințele de a consuma droguri sau alte substanțe asemănătoare. Eliberez tot egoismul din mine și toată duritatea și toată nepăsarea față de mine, de viața mea, de familia mea, de comunitatea în care trăiesc.
Eliberez toată teama din mine, teama că pierd slujba și nu o să mai am din ce să trăiesc, eu și familia mea, teama de tot ce mă înconjoară. Eliberez toată rușinea și jena din mine, din toate punctele de vedere. Eliberez toată jena și rușinea și reținerile de a întreba pe cei care mă slujesc sau care îmi sunt angajați despre îndeplinirea sarcinilor pe care le au conform înțelegerilor făcute și pentru care sunt plătiți, precum și jena, rușinea și reținerile de a-i lua la întrebări pe cei a căror superior sunt și care sunt subordonați pe care eu îi plătesc prin salarii și alte drepturi. Eliberez toate reținerile și toate blocajele care mă opresc să am o viață trăită în bucurie, fericire și abundență. Eliberez toate obiceiurile proaste și comportamentele nedemne. Eliberez toată lipsa de demnitate, de fermitate, de victorie în fiecare situație din viață. Eliberez toate kilogramele în plus pe care le am și toate cauzele care au dus la acumularea acestora. Eliberez toate incertitudinile, toată neîncrederea și toată nesiguranța. Eliberez toată starea de boală închipuită de ipohondrie. Eliberez toate mofturile și toate dezordinea și indisciplina din viața mea. Eliberez lipsa de scrupule, de blândețe și de tandrețe. Eliberez toată plictiseala și toată dezorientarea din mine. Eliberez toate obstacolele care mă blochează să-mi folosesc toate talentele de care dispun, sub orice formă, în această viață și din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a fi sănătos, armonizat, vindecat și echilibrat din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a avea tărie și putere ca să înfrunt absolut tot ceea ce îmi vine în viață. Eliberez toată scleroza și lipsa de discernământ. Eliberez toate blocajele minții și imposibilitatea de a memora, de a judeca, de a reține tot ce am studiat și de a reda. Eliberez toată falsitatea din mine. Eliberez toată teama de spațiile închise. Eliberez teama de compromisuri și tendința de a face compromisuri. Eliberez dependența de anotimpuri. Eliberez toate alergiile sub orice formă ar exista și indiferent de proveniența lor. Eliberez toate depresiile și toate atacurile de panică. Eliberez boala vitezei pe care o am în timpul conducerii autoturismului. Eliberez lipsa de comunicare totală sau parțială. Eliberez toate dereglările pe care le am de orice natură ar fi ele. Eliberez toată starea de agitație și de neliniște în care mă aflu și toată nemernicia. Eliberez toate handicapurile pe care le am din toate punctele de vedere. Eliberez toată teroarea și toate energiile care mă terorizează din toate punctele de vedere. Eliberez toate afecțiunile pe care le am și toate lipsurile și inclusiv lipsa apetitului sexual. Eliberez toate cauzele și toate blocajele și absolut tot ce mă oprește să fiu eu însumi, să permit lui Hristos Dumnezeu să sălășuiască în mine și să-mi ofere totul, dar absolut totul, la cel mai înalt nivel posibil, din toate punctele de vedere, binele cel mai înalt din toate punctele de vedere. Astfel că, odată cu eliberările făcute, scăpăm pentru totdeauna de orice plată avem de făcut, de orice durere și suferință. Încheiem ciclu karmic. Absolut nimic nu mai este de plătit, nici în această viață, nici în viețile care vor mai veni pe pământ. Scopul eliberărilor este de a rămâne liberi și independenți. Toate karmele pleacă de la voi, toate energiile blocate, toate bolile, tot răul, toate blestemele și vrăjile. Însă există posibilitatea ca unele din aceste energii să se întoarcă și să vă încerce, în sensul că vor reproșa că atâtea și atâtea vieți a trăit împreună și acum renunțați la ele. Vă implor să fiți puternici pe poziția voastră de a elibera tot ce ne oprește să fim liberi din toate punctele de vedere. În cartea pe care v-am specificat-o la început aveți și instrumente cu care cu adevărat vă puteți vindeca, astfel că tot ce vă oprește să fiți ființe libere, independente, ființe puternice, va pleca de la voi. Practicați eliberările, astfel sufletul vostru se eliberează, voi vă eliberați și veți fi cu adevărat
ființe libere și independente.